31 mai, sărbătorim 1 iunie și fiind ziua copilului, desfășurăm activități specifice în acest sens. Poliția rutieră împreună cu Departamentul de Prevenire am invitat copii din cadrul școlii George Covoran pentru o temă pe legislație rutieră și vrem să-i pregătim pe copii pentru perioada următoare, pentru că se termină anul școlar, vor merge în vacanță, se vor deplasa la bunici, vor rămâne puțin mai libertini și vrem să prevenim comiterea evenimentelor rutiere în care sunt implicați copii. Le-ați vorbit despre regulile de circulație, le-ați spus cum se traverseze corect, cum au fost? Au fost interesați? Știau? La fiecare întâlnire care o facem în cadrul școlilor generale, gimnaziale sau liceale, principale trei teme pe care se axează cadrele de poliție rutieră sunt traversarea, pietonul și biciclistul. Vedeți, cu toate că nu au împlinit vârsta de 14 ani, majoritatea copiilor dețin o bicicletă fie la bunici, fie la părinți și sunt tentați să folosească acest mijloc de transport în joacă, efectiv, și să expună unor pericole iminente pe drumul public. Pentru a preveni asemenea evenimente, noi încercăm să sensibilizăm atât părinții, cât și bunicii să aibă grijă, în primul rând, pentru a preveni să fie comis asemenea evenimente rutiere în care să fie implicați copii. Sunt multe evenimente rutiere în care sunt implicați copii? Din fericire, vreau să vă spun că pe raza județului Olt nu sunt foarte multe evenimente rutiere în care au fost implicați copiii. Dacă am avut evenimente rutiere, am avut ca pasager în autoturisme, lucru care am încercat și aici să sensibilizăm părinții să folosească acele mijloace de siguranță pentru a deplasa copiii pe drumul public în autoturisme. Care o cu ei, ca să facem și o poză, să le arăt și câte o indicat, și după aia facem și, da, să stăm cu aici, aici în spate, ca să nu deranjeze nimeni. Da. Aici e așa școală. Da, bun. Știți pentru ce ați venit aici? Da. Ia spuneți și noi. Să sărbăm ziua de 1 iunie, da. Și să? Activități. Ce facem? Practic, ce facem? Desenăm. Ce vreți să desenăm? Ia să văd cu ce desenați. Ia fiecare. Creta. Da, bravo. Ce tema ce desenăm astăzi? Ce tema avem noi astăzi? Ce vrem să facem? Una dintre ele și am spus pe ce tema? Ajutați. Vacanță în siguranță. Da? Da, mi-a spus el, dar eram vestă. Bun. Poate să spună și ce am eu în față aici, ce reprezintă? Dozi, dozi. Perfect, ce este tot, da? Și ce trebuie să facem când găsim acest indicator? Ia zi, cum te cheamă? Sebi. Așa. Oprește, da. Da. Și lângă indicator mai avem? Semafor. Exact. Și ce așteptăm dacă avem și indicator semafor? Hai, altcineva. Așteptăm culoarea. Da. Vorbiți mai tare, copii, da? Bun. Dacă avem roșu, ce facem? Dăm pe loc. Nu ne mișcăm, da? Pe trotuar. Vine galben, ce facem? Ne pregătim. Perfect. Ne pregătim de ce? Bun. Când traversăm? Verde. Și dacă avem verde, traversăm numai pe? Da. Și după unde ne uităm stânga. Dreapta. Traversăm în buță sau traversăm normal? Normal. Când am ajuns pe trecerea de pietoni, nu ne mai întoarcem, da? Chiar dacă ne strigă un coleg, părinte sau cine vă strigă, traversăm, da? Ok, bun. Deci toată lumea știe ce înseamnă trecerea de pietoni, da? Da. Și unde găsim indicatorul? Perfect,
Vedeți că acolo sunt intersecții, date de pietoni, da? Avem indicatori. Și ce mai avem noi acolo pe care o să avem? Pe asfalt unde avem indicatori? O? Zebră. Da? Un marcaș, o zebră. Bravo. Care? Este aceasta, da? Și acum, ce vă place vouă, ce mai ce mai avem aici? De joacă, unde avem voie să ne jucăm, da? Da. Și semafor. Ok? Deci la semafor. Acum ne venim la semafor. Noi nu avem voie cu bicicleta, da? Avem voie să circulăm cu bicicleta? Nu. Nu, că nu avem 14 ani, da? Ok. Se apropie vacanța. O să mergeți în vizită la bunici. Și nu avem voie cu bicicleta pe stradă, da? Nici pe stradă, nici pe trotuar, pentru că nu avem cursă de 14 ani. Nu avem voie să ne deplasăm pe partea în care o să avem pe stradă, da? Nu avem voie să traversăm strada din orice loc. Pentru că la țară, în mediul rural, poate nu sunt un indicator acolo unde vrem să traversăm, da? Și totuși vrem să traversăm. Ce facem? E cineva? Ia zi, domnișoară, de cum putea? Cum trece? Perfect. Deci a trecut mașina, ne uităm stânga-dreapta, așa, ne asigurăm că putem trece în siguranță, da? Așa. Foarte bine. Acum, când ajungem la țară, ne trimite bunica la magazin. Trecăm la magazin? Avem voie? Da. Bun. Și pe unde mergem noi la magazin? De la bunica. Nu, greșit. Nu avem voie pe stradă? Nici pe margine. Mergem pe trotuar sau potecă, da? Deci pe trotuar. Deci dacă nu există trotuar și potecă, tot trebuie să ne deplasăm. Cum ne deplasăm? Ia spuneți. Dacă nu avem potecă. Cum ați zis voi înainte? Pe jos, dar pe jos, unde? Normal. Dar n-am potecă. Adică pe lângă gardurile oamenilor. Pe marginea străzii, da. Așa. Da. Cât mai aproape de șanț. Pe ce parte? Stânga sau dreapta? Ia cum să vă văd. Zi. Au. Stânga sau dreapta? Ia, cine e pentru dreapta, mâna sus, care e greșit? Cine pentru? A zis și pentru partea stângă? Toată lumea, da. Bravo. Deci ne-am înțeles, da? De ce? Circulăm pe trotuar pe potecă și acolo unde nu avem trotuar și potecă, mergem pe partea stângă, pe acostament, că așa se numește spațiul dintre stradă, bordură și șanță, se numește acostament, da? Da? Și ne deplasăm frumos. Nu mergem 3-4 de mână, da? Sau 2 de mână. Mergem unul spatele celălalt set, da? Ok? Bravo. Acum putem să începem să pedeferăm, da? Da. Care este spațiul acesta? Da, acolo spațiul. Bun. Noi ne organizăm cum ați dorit voi, pe echipele dorite de echipe. Trebuie să mă apărăm și mai bine, mai trebuie unul în partea asta aici, gata. Ați făcut trecere de prima părere. Codiță, tu ai o codiță aici, ce ai făcut? Lasă-mă să vă spun, când ai lăsit coarta. Sări coarta, da. Și tu ce faci acolo? Am încercat când eram mic. Ce faci eu? Ce semn ai făcut? Știi ce semn ai făcut? Tu? Cum se cheamă, dar nu știu, nu? Obligatoriu înainte, nu? Da, bravo. E sens unic. Da. Acum aș vrea să vorbim despre pensionarea dumneavoastră. Astăzi este ultima zi în care purtați această uniformă. Ce a reprezentat pentru dumneavoastră această muncă și câți ani ați lucrat ca polițist? Gândiți-vă, din 1982 sunt 35 de ani, 4 zile. A reprezentat totul echipa. Tot. Faci informații, nu poți să fii în permanență. Ești obligat să fii în permanență conectat
la evenimente, trebuie să fii prezent la evenimente. E un eveniment front care v-a marcat, că polițiștii de la rutieră văd partea cea mai urâtă. Nu neapărat partea cea mai urâtă. Ce criminaliști, da? Noi vedem partea reală. Vedem partea reală acolo. Sunt evenimente rutiere, vă dați seama, în care sunt foarte multe victime implicate, consecințe grave, pierde vieții omenești, dezmembră de trup, evenimente de ieri, care chiar sunt evenimente care comentează. La primul eveniment, vă amintiți de primul pe care v-ați văzut așa? Dacă vreți, primul eveniment grav, grav, decesul, decesul unei persoane, țin minte, era în localitatea Stâlpeni, șeful de autogară, CFR, a fost implicat într-un eveniment rutier și a decedat. Aveam problemă cu familia. Țin minte, chiar am, e primul eveniment rutier cu care am fost la decesul unui dintre participanți. Da, și chiar asta am discutat cu cineva. Deci sunt foarte multe evenimente rutiere. Foarte multe evenimente rutiere. Vă dați seama că în 35 de ani de zile, săptămâna sau zilnic, am mers la câte un eveniment rutier. S-au adunat foarte mult. Probabil deja cam 100 de... Poate doar de numire. Victime. Da, victime, da. Și cel mai frumos eveniment? Trebuie să vă gândiți așa, să vă fi rămas ceva. Evenimentul frumos, n-aș putea să spun cum aici. Cel mai frumos eveniment în carieră. Sunt care vă vine în minte. Că sunt evenimente multe. Evenimente când primește recompensă, evenimente când vezi că este mulțumit șeful tău sau colegul tău de activitatea desfășurată, cât ești avansat în grad, asta a fost, sunt foarte multe evenimente frumoase în viața mea, polițist. Mă refer profesional, legat de profesional. Aveți și vreun regret, nu știu, o bază materială, o altă bază materială, sau măcar acum aveți tot ce vă trebuie și colegii mei? Regret, există un fără regrete. Și asta nu da seama, e locul meu. Sunt regrete. Pentru că poate puteam să fac ceva mai mult, poate puteam să ajut mai mult, nu știu, sunt și alte regrete. Sunt regrete, exact cum a zis că n-am stat lângă familie în tot acești ani. Da, dincolo de toate, România, dacă să intrăm un pic în compres și în realitate, România e pe primul loc în Europa la numărul de accidente rutiere. Nu așa cum vedeți, cum vedeți în evoluție fenomenul ăsta? Cum era când ați intrat în cariera asta? Sunt foarte multe lucruri de spus. Trebuie să ne legăm de infrastructură, trebuie să ne legăm la numărul de autoturisme care sunt în trafic, trebuie să ne legăm la de participanți la trafic, fie pietoni, fie bicicliști, fie căruțași, fie mecanizatori. Sunt foarte multe de discutat. Adică ați avut acces și la statistici, dintotdeauna am stat așa de prost? Fără discuție, nu că am avut acces, am făcut și statistici, nu că am și avut acces. Și dintotdeauna ați, da. Nu, mă gândeam da. Comparativ cu celelalte state, dintotdeauna am stat așa de prost? Nu, dacă ne referim la alte state, noi nu suntem în măsură să spunem cum stau alte state la evenimentul rutiere. Cert este că noi avem un obiectiv de îndeplinit, sau cel puțin poliția rutieră are de îndeplinit un obiectiv până în 2020, trebuie să reducă gradul de mortalitate cu 50% pe drumurile publice. Suntem pe un tren bun. 50% raportat la ce an? Raportat la anii anteriori, da. Și vreau să vă spun că suntem pe un tren bun, inclusiv anul trecut și anul acesta trebuie să cădem numărul persoanelor decedate în evenimente rutiere. Și deocamdată, județul Olt, vreau să vă spun că și pe 2016 și 2017 suntem în tren, suntem bine. Dumneavoastră cum vă explic asta, în care ar fi principala cauză? Nu există principala cauză, dacă aveți cauze generatoare de evenimente rutiere, așa principala cauză ar fi greu generatoare. Să spun. Cauze generatoare de evenimente sunt de la an la an, depinde, e disciplina prietenilor, fie viteza regulamentară, fie copiii supravegheați, nu știu, sunt foarte multe cauze, dar principala cauză o constituie pietonul și biciclistul în trafic, pentru că nu au suficientă educație rutieră și nu respectă normele minime de educație rutieră. Bănuiesc că ați făcut și educație rutieră în comunitate și ați făcut și după, dar aici, astăzi, cred că mai puțin se face din cauza programului. Vreau să vă spun că educație rutieră, cred că am făcut 10 sau 15 ani în cadrul serviciului de poliție rutieră. Și era mai... Nu erau mai multe ore înainte în comunitate? Nu. Nu, nu vorbim de perioada până în 90, vorbim după 90. Dacă discutăm și atunci și acum, la nivel de inspectorate, sunt cadre care se ocupă de această activitate, în colaborare cu organele de poliție, fie de la poliția rutieră, fie de la poliția comunală,
sunt lucrători de poliție desemnați pentru fiecare unitate de învățământ, care merg trimestrial în unitățile de învățământ, stau de vreo copii, organizează concursuri, organizează activități pe teme rutiere, care sunt foarte beneficioase, sunt foarte receptivi copiii, pentru că educația rutieră nu începe... Educația în general, dacă am început copiii, am schimbat societatea. Da. Educația rutieră nu începe cu începerea anului școlar. Se face de către părinții din primii ani, când copilul înțelege și se poate deplasa, este continuată de către cadre didactice, împreună cu, v-am zis, ofițeri și subofițeri din cadrul inspectorat de poliție în județul. Dacă ar fi să dați ani înapoi și ați avea 20 de ani, ați mai face același lucru? Da, sincer, tot pe această temă aș merge, tot către o școală militară, tot către poliția rutieră. Când faci ceva cu drag, nu poți să regrezi că ai făcut acest lucru.